Culesul și comercializarea ciupercilor a devenit o afacere profitabilă pe timp de criză. Maramureșenii trebuie să meargă în pădure cu noaptea în cap pentru a face un ban în plus, însă efortul le este pe deplin răsplătit. La sfârșitul zilei, profitul este de cel puțin 100 de euro. Așa s-o aine, mă, copile. Ia ce de găsești 20 apoi. Te descurci. Veniți cu noaptea în cap, ați venit de dimineață? De dimineață, bună, sigur. Să se facă zău în pădure. Câte chile ați găsit până acum așa? Câte kilograme? 8-9. Dacă mergi la cules de ciuperci pentru a-ți vedea realizat scopul, trebuie în primul rând să cunoști locurile. Trebuie să știi locurile, altfel umbli cum am luat eu pe aici pe geala, mă. Deci nu oricine poate și știe. Păi, găsește și care nu știe, da, puține. Faci în jos, copile, și merem dincolo. Soarele de zilele trecute a favorizat creșterea ciupercilor, astfel că maramureșenii care ies la cules reușesc într-un timp destul de scurt să culeagă cel puțin un coș plin, cantitate care le aduce acestora un venit în plus. Oferta centrelor de colectare este una destul de generoasă, așa că efortul depus este răsplătit pe măsură.